Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Mesaj pentru Suflet. Sunt bucuros la această ediție specială care doresc să fie una benefică pentru toți cei care ne urmăresc. Să vă prezint invitații mei care sunt de departe și aș vrea să încep cu Ionel Grecu, care vine din Chicago, din Statele Unite ale Americii. Îi spun bun venit și Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi mai am alături de mine un alt om al lui Dumnezeu, care mă bucur să fie cu noi la emisiune. El vine de la Roma, din Italia, Ștefan Caraman, care este un om al lui Dumnezeu special, care aș vrea să împărtășim câteva lucruri frumoase pentru dumneavoastră. Îi spun bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și de asemenea să fiți binecuvântați de Domnul. Dragii mei, suntem la emisiunea Mesaj pentru Suflet și pentru astăzi aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să discutăm câteva lucruri referitoare la viața spirituală și, în mod special, vrem să vorbim despre experiențele pe care oamenii le au cu Dumnezeu. De aceea am invitat la această ediție a emisiunii Mesaj pentru Suflet acești oameni care, o să vedeți, vă spun eu câteva lucruri despre ei. Ei sunt misionari. Amândoi lucrează pentru Dumnezeu și au făcut misiuni peste ocean, în America de Sud, în India, peste tot. O să ne spună ei câteva lucruri. Dar mai mult peste toate aceste lucruri, ceea ce este important, aș vrea să ne spună trăirile lor cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lor, și chiar să vedeți că Dumnezeul pe care îl slujesc credincioșii adevărați este un Dumnezeu personal, un Dumnezeu real, un Dumnezeu care se implică la modul plenar în viața noastră. Și pentru aceasta i-am invitat să discutăm despre câteva experiențe pe care le pot împărtăși cu noi pentru dumneavoastră. Și aș începe cu fratele Ionel Grecu, cel care vine mai de departe, de peste ocean, și aș vrea să ne spuneți, frate Ionel, care a fost, știu că aveți multe experiențe, care a fost una dintre experiențele pe care v-a marcat din momentul în care ați ajuns în contact cu Evanghelia și Dumnezeu v-a vorbit așa în mod personal? Înainte de a încerca să depun împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii una dintre experiențele mele cu Dumnezeu, a simțit o nevoie să mă rog la Dumnezeu să ne ierte pe amândoi, și pe dumneavoastră și pe mine. Spun asta pentru că ați făcut o prezentare, ați fost prea generos cu cuvintele de laudă pentru mine și spun ca Dumnezeu să ne ierte pe amândoi, pe dumneavoastră că m-ați lăudat pe mine și pe mine că mi-a plăcut. Să mai descrețim puțin frunțile. Toți cei care sunteți în fața televizoarelor acum, vreau să vă spun că beneficiați de un har extraordinar. Este cuvântul lui Dumnezeu și sunt experiențele pe care unii ca noi le pot împărtăși cu dumneavoastră, dar toate acestea sunt rânduite de Cel care dorește ca toți să fim mântuiți, ca într-o zi, în ziua hotărâtă de El, toți oamenii care au avut șansa și au auzit odată cuvântul lui Dumnezeu sau au fost puși față în față cu Evanghelia să beneficieze de acest cuvânt care are puterea să dea mântuirea. E greu să aleg una dintre experiențele cele mai semnificative
din viața mea, experiențele cu Dumnezeu, dar fac lucrul acesta începând cu prima, cu experiența convertirii mele. Așa cum probabil unii care mă cunoașteți știți, în urmă cu 16 ani și mai bine, am plecat în America, așa cum și alții au căutat o viață mai bună, soluții pentru a-și întreține familia la un alt nivel decât cel pe care ni-l oferea societatea din vremea aceea în țară. Am ajuns acolo și printr-un concurs de împrejurări, zic eu nefericit, spuneam atunci, acum nu mai spun la fel, singurul număr de telefon pe care l-am avut la plecare a devenit ineficient. Niciodată nu mi s-a răspuns de la acel număr. L-am format de mai multe ori disperat în câteva zile și pe urmă am constatat că sunt cu adevărat singur. Am ajuns după 4 luni de ședere în Chicago să constat că ultima sută de dolari din rezervele mele din țară trecuse deja în buzunarul proprietarului clădirii unde locuiam, prețul chiriei mele fiind de 100 de dolari într-o cameră la un subsol împreună cu alți bărbați care tot așa erau singuri. Era o situație foarte grea pentru că în afară de suta aceea de dolari mai aveam ca rezerve 1 dolar și 75 de cenți. Și într-o zi, după ce nu mai mâncasem aproape 2 zile, mi s-a făcut groaznic de foame. N-am simțit foamea aceea parcă niciodată, ca atunci. M-am uitat în frigiderul comun în care le țineam hrana toți, care eram în building-ul acela, în subsolul acela, și în colțul meu nu mai era decât o cutie de margarină vegetală, jumătate, și 2 roșii. Și cum nu pot să mănânci margarină vegetală cu roșii, fără pâine, am avut intenția să mă duc să-mi cumpăr o pâine. Dar o pâine costa 2 dolari și eu aveam numai 1 dolar și 75 de cenți, așa că am început să caut cei 25 de cenți peste tot prin cămăruța aia. Am căutat prin toate hainele, am căutat peste, pe jos, pe sub obiectele din cameră și la un moment dat, în disperarea în care am avut-o, în care eram atunci, am încercat și sub pat, să mă pun sub pat, să mă bag sub patul de metal, gen cazarmă, pentru cei care mai știți ce înseamnă un pat de genul acela. Și atunci când eram sub pat, am avut cea mai extraordinară experiență de-a mea de până atunci. Am realizat în câteva secunde starea în care mă aflam. Nu realizasem până atunci că am ajuns într-un moment așa de critic în viața mea. În țară, indiferent cât a fost de precară situația, din punct de vedere material, am avut totdeauna o pâine pe masă. Și dacă n-aș fi avut-o, erau destui care ar fi putut să mă ajute să mi-o pun pe masă. Dar atunci, acolo, în momentele acelea, îmi dădeam seama că sunt chiar singur, nu cunosc pe nimeni, n-am la ușa cui să bat, n-am un număr pe care să-l apelez și în disperarea aceea am început să plâng. Nu eram foarte plângăcios pe vremea aceea. Căutam să-mi explic situația în care eram. Și am realizat pentru prima oară că în mine erau 2 persoane. Una plângea de milă celeilalte. Niciodată până atunci nu mi-am plâns de milă în adevăratul sens al cuvântului. Au fost minute bune când am stat în starea aceea, după care, la un moment dat, în mintea mea, am auzit cuvintele lui mama, o femeie bătrână care m-a rugat la plecare spre aeroport, să intru în camera ei și să fac ce-mi spune ea. Mă ruga bătrâna mea mamă, care acum a trecut la cele veșnice, să mă așez pe genunchi, că intenționează să-mi dea binecuvântarea. Am făcut ce mi-a spus ea, mi-a pus mâinile pe cap și s-a rugat cu lacrimi și mi-a zis ce-a știut ea să ceară lui Dumnezeu. Recunosc că n-am dat foarte mare atenție la cuvintele ei, dar mi-am amintit atunci, în starea în care eram sub pat, doar atât. Și când îi va fi foame,
dă-i tu să mănânci. Ceva din mine mi-a ordonat cumva să ies de sub pat și să mă pun pe genunchi și să mă rog lui Dumnezeu. Am făcut lucrul acela aproape spontan, stereotip, nici nu știam ce fac, practic. M-am pus pe genunchi și m-am așezat cu coatele pe patul ăla mic de acolo și am făcut pentru prima oară în viața mea o rugăciune adevărată, în care am spus așa: Doamne, dacă Tu existi cu adevărat așa cum mama crede, intervin acum și fă ceva în situația în care și eu o să cred că Tu ești real și o să mă închin Ție ca Dumnezeului adevărat. După care m-am așezat pe pat și am fost cuprins de o liniște inexplicabilă. Stăteam pe spate și mă uitam în tavan și așa, într-o liniște și o pace, am adormit. Nu știu cât a trecut și m-am trezit pentru că auzeam în ușă niște bătăi. M-am speriat pentru că nu știam să mă fi cunoscut cineva până atunci, nu știam cine ar putea să-mi bată în ușă. Mă gândeam că proprietarul deja a primit chiria, n-ar avea motive să o facă, dar totuși așa cum m-am dus la ușă și am deschis. În ușă era un bărbat și care m-a văzut în starea aceea și probabil că și-a dat seama că am fost trezit și a cerut scuze și mi-a zis: vecine, nu te superi, te-am văzut că ești de o perioadă pe aici, nu te superi că te-am deranjat, dar aș vrea să vii să mănânci cu mine. Am făcut niște cumpărături de la un magazin de polonezi. Știi, polonezii ăștia fac niște mezeluri ca și ale noastre, niște cărnați afumați. Aș vrea să-ți fac o mămăligă ca la noi, la Moldova. Eu sunt cel mai bun bucătar în ceea ce vrește mămăliga. Hai și mănâncă cu mine o mămăligă cu niște cărnați și niște cartofi prăjiți cu o salată, cum numai eu știu să ți-o fac. Și atunci mi-am adus aminte că mi-era foame, într-adevăr. Nu l-am refuzat, chiar m-am grăbit să accept, ca nu cumva omul nostru să se răzgândească. M-am dus și din ziua aceea omul a început să-mi dea importanță. Seara mă căuta, venea pe la mine, mai stăteam de vorbă și ce am văzut este că duminica, când noi ceilalți ne adunam la o bere sau la un pahar de vin acolo, la masa aia din bucătărie, el se îmbrăca frumos și mergea undeva și l-am întrebat într-o duminică: măi, unde te duci tu de te îmbraci așa? Și zice: mă duc undeva și dacă ești curios, vino și vezi. Și așa am ajuns în Biserica Philadelphia din Chicago, în biserică unde am ascultat pentru prima oară o predică. Și păstorul care predica, în predica lui vorbea parcă numai de mine, așa că m-am uitat la cel cu care venisem și l-am întrebat: i-ai spus ceva la pastor? Că prea știe tot. El și-a dat seama și mi-a zis: nu, eu o să spun afară cine. Din ziua aceea n-am mai lipsit de la biserică un an și două luni, nicio zi. Și am înțeles că acea chemare pe care mi-a făcut-o Dumnezeu în situația a fost una care nu se poate refuza. Din ziua aceea toate lucrurile s-au schimbat, pentru că rugăciunea pe care am făcut-o a fost sinceră. Și atunci când mama s-a rugat înainte de a pleca de acolo, parcă a știut, parcă s-au întâmplat prea multe lucruri ca să fie pure coincidențe. Și am înțeles că Dumnezeu este atât de aproape de noi și lucrează cu noi într-un mod atât de personal. Consider că este una din lucrările care mi-au zidit credința, dar mai mult decât atâta, m-au orientat cu inima de la o religie spre o relație. Cred că este modalitatea aleasă de Dumnezeu pentru mine care nu putea fi depășită, nu putea fi întrecută de nicio altă experiență de-a mea. Atunci Dumnezeu mi-a arătat cât de personal și cât de aproape este de noi. Foarte interesant și sigur că ori de câte ori discutăm cu oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu, au ceva de spus. Au experiențe la modul personal, căci Dumnezeu este Dumnezeu personal care se descoperă fiecărui om în parte. Ce este important este să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Mai mult în relația asta, în experiența asta care am avut, am înțeles mai târziu că pâinea aia pe care o căutam eu atunci și care costa 2 dolari, nu era de fapt pâinea,
de care aveam eu nevoie. Câțiva ani mai târziu, după ce am înțeles Scripturile, mi-am dat seama că noi toți avem nevoie de pâinea care se coboară din cer și care e Domnul Iisus Hristos. Da. Frate Ștefan, spune-ne, ai ascultat foarte atent mărturia fratele Ionel. Ce poți să ne spui? Acum, n-aș vrea să te întreb despre momentul ăla din India, când ți-a fost foame și când știai că nu știi când vei mânca. Deci nu vreau să... Dar poți să spui și despre momentele alea din India. Dar poate ai altceva ce Domnul spune pe inimă. Eu cred că în viața fiecărui om, fiecare moment are o importanță deosebită. Nu le dăm noi importanță pentru că trăim așa... fără să conștientizăm de cele mai multe ori ceea ce ne se întâmplă, dar fiecare moment este important în viața oamenilor. Ce să vă spun despre mine? Eu am avut un har mare, îl consider foarte mare, sau o binecuvântare, eu numesc asta, de la Dumnezeu, că m-am născut într-o familie creștină. De mic copil am avut ocazia să-L văd pe Domnul Iisus Hristos înaintea mea, în exemplul părinților mei. E ceva deosebit lucrul ăsta. Ești scutit de foarte multe aspecte negative în viață. Când te naști sau ai o posibilitate să fii într-un ambient creștin. Și când vorbesc de ambient creștin, vorbesc de ambientul, să zic așa, adevărat, pe care l-a dorit Dumnezeu când l-a creat pe om. Noi îl numim creștin pentru că Domnul Iisus l-a readus în lume prin venirea Lui să refacă relația omului cu Dumnezeu stricat în grădina Edenului, după cum știm aproape toți creștinii știu lucrul ăsta. Și de aceea îl numim creștin, având în vedere că suntem urmașii Lui Hristos, care ne-a readus chipul Lui Dumnezeu și lucrează în noi prin Duhul Sfânt. Eu am avut această mare binecuvântare să fiu în acest ambient. Fac aici o paranteză, eu mi-aduc aminte, ori de câte ori întreb acolo unde mă găsesc, fiind înconjurat de oameni catolici cu tradiție catolică, obișnuiești să-i întreb, ce crezi? El spune, sunt catolic. Și a doua întrebare trebuie să vină inevitabil, practicant sau nepracticant? Din păcate, n-ar trebui să se folosească această întrebare, pentru că un creștin este doar un creștin practicant. Nu poate fi altfel. Nu poate fi altfel. Dar noi, într-un fel, am îndulcit nepracticarea noastră cu o întrebare, ca să zic așa. M-am născut în această familie care mi l-a prezentat, într-un fel, pe Domnul Iisus Hristos și de mic copil mi-a îndreptat pașii spre El. Cel mai bun mod de a-mi îndrepta pașii într-o relație cu El a fost exemplul lor personal. Cel puțin părinții mei au fost niște oameni evlavioși care l-au iubit pe Domnul și au avut un dar în sufletul lor de a mi-l prezenta. Părinții mei nu mi-au prezentat o religie, nu mi-au prezentat niște reguli, nu mi-au prezentat un mod pe care ar fi trebuit să-l urmez în mod obligatoriu. Ci efectiv ei nu au făcut altceva decât să mi-arate ceea ce erau ei de fapt. Niște urmași ai lui Hristos. Și mi-aduc aminte cu plăcere și cu bucurie de momentele când tata, încă nu știam să citesc, ne aduna în jurul, am fost 7 copii, evident, ne aduna în jurul lui și ne citea din Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte de ce, că în sufletul meu simțeam ceva, mă mișca ceva spre ceea ce citea, spre cartea aceasta sfântă, cum o numim noi, și cuvintele și adevărurile exprimate în carte și în cuvintele tatălui, tatăl avea și un dar deosebit de a povesti, de a vorbi, mi-au încălzit sufletul. Și n-au făcut altceva decât să-mi îndrepte căutările mele spre o relație cu El, cu acest scump Domn Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! De aceea vreau să vă spun că din copilărie am avut acest har. Eu întotdeauna sunt uimit de fratele Ionel, când mi-e și prieten și când întotdeauna mărturia lui mă impresionează, că este mărturia multor oameni care nu au avut oportunitatea aceasta ca și mine să se nască într-o familie de creștini. Dar
În același timp, nu-l invidiez, dar îmi dau seama de efectiv, de impactul extraordinar care îl poate avea o asemenea mărturie în jur. Mai ales la oamenii care, în general, nu au o relație cu Domnul Iisus personal. Tocmai asta vrem să spunem telespectatorilor și să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este Cel care vrea să se descopere, să se lasă găsit de ceea ce-L caută. Acum, oamenii sunt prea preocupați de lucrurile lumii, de strânsul banilor, de carieră, de tot felul și uită că de fapt Dumnezeu este interesat de sufletul lor. Și atunci am vrea ca oamenii să înțeleagă că și Dumnezeu se implică și El vrea o relație, nu doar o religie, ceva de suprafață. Vrea Dumnezeu ceva mai mult, pentru că El a investit mult. Zice, spune Scriptura că a creat pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi ne asemănăm cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea într-o intimitate personală să fie cu creatura. Noi suntem creatura lui Dumnezeu, oamenii, toți oamenii de pe pământ. A investit Dumnezeu în noi. E, vrea o relație cu noi. Cum pot oamenii să ajungă la o relație cu Dumnezeu? Ce ar trebui să facă? Ce ar trebui să facă oamenii? Chemarea lui Dumnezeu din grădină și până în zilele noastre este aceasta. Vino la mine. Singurul lucru care trebuie să-l facă oamenii este să asculte. Dacă este să fim cinstiți, oamenii n-au de făcut mai... Nu trebuie să înconjoare pământul să-l descopere, să-l caute sau să-l găsească pe Dumnezeu. Ci doar să-și facă timp să-i asculte vocea. Și acum îmi stăruie în minte ce mi-a spus colegul meu într-o zi când vorbeam cu el și am spus: dragule, în frământările și în căutările tale, în stările tale sufletești, tu nu mergi bine. Tu ar trebui să te liniștești. Să te liniștești și să îți faci ordine în gânduri și să te gândești la Creator, la Dumnezeu care te-a făcut. Știți care a fost răspunsul lui? Păi tocmai asta, Ștefane, este că pe mine mă apucă groază când îmi fac liniște în suflet. Exact. Oamenii nu-și doresc liniște. Nu-și doresc liniște, pentru că în liniște auzi vocea lui Dumnezeu. Exact. Nu trebuie să alergi, să te frămânți să... lângă tine. Ionel spunea bine, în tine se aude vocea lui Dumnezeu. Numai fă liniște. Fă liniște, sigur. Îmi place acest cuvânt pe care îl avem aici în cuvântul lui Dumnezeu, în prorocul Osea, în 6:3. Este un îndemn despre care vă spuneam că acest îndemn al lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, pentru că să fim cinstiți, Dumnezeu ne-a creat și poate nu vă dați seama, stimați telespectatori, că Dumnezeu ne-a creat mai pe sus de toate creațiile Lui, este scris acest adevăr, ca să fim într-o comuniune cu El, adică în familia intimă a Lui Dumnezeu. Este ceva extraordinar, este ceva care ne depășește capacitatea noastră de a gândi, dar asta este realitatea. Ne-a creat să fim în familia intimă, mai pe sus de îngeri, este scris acest adevăr în Scripturi. Chiar dacă acum, pentru o vreme, suntem mai pe jos de îngeri, dar am fost creați ca să fim în intimitatea Lui. Dorința lui Dumnezeu este să fim asemenea Lui. De fapt, pentru aceasta ne-a și creat. Nu este un motiv de mândrie al nostru, nu este ceva care vine de la noi, ci este efectiv dorința lui Dumnezeu. Ne-a rânduit la aceasta și atât de trist. Este cel mai trist lucru pe care îl poate experimenta un om în existența lui. Să nu-L cunoască sau să nu cunoască această oportunitate de a fi într-o relație cu Dumnezeu personală, intimă, care are garanția vieții de acum și a celei viitoare. Asta este un lucru important. Și aici, cum vă spuneam, în Osea este acest îndemn în 6:3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Noi, cel puțin la țară sau unde suntem, știm cât de binefăcătoare este ploaia de primăvară atunci când se fac semănăturile. Aici profetul compară
relația noastră cu Dumnezeu, cu această ploaie care nu numai că încolțește, dar este și o garanție pentru rodire. Relația cu Dumnezeu este rodirea noastră în lume. Vreau să discutăm câteva lucruri și apoi fratele Ionel să ne spună o experiență care mi-a povestit-o. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, spune Scriptura. Uneori Dumnezeu vorbește prin natură, da? Vedem un tsunami și zicem, wow, ce putere are! Deci, este revelația generală. Exact, oamenii atunci se sperie, da? Uite ce... Bun, Dumnezeu vorbește prin cuvântul Evangheliei. Special. Din Biblie, sigur, da? Sigur, asta sigur, e sigur. Ales Dumnezeu să se reveleze prin cuvânt. Prin cuvânt. Și acum revenim, Dumnezeu vorbește în lăuntru inimii. Când Domnul îți spune să faci ceva. Apropo de experiența acelui pastor din Brazilia, dacă poți să ne împărtășești, cum Dumnezeu l-a determinat pe omul ăla și a vorbit în lăuntru lui ce să facă cu acel om al străzii. Cred că e interesant să povestim lucrarea aia. Îl cunosc pe pastorul acela pe nume Ezel. Este un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a câștigat din orașul Rio de Janeiro, un fost polițist care a avut o viață foarte zbuciumată prin natura profesiei și nu numai a profesiei, dar și a căutorilor lui, așa cum le-am avut cu toții înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, o viață tumultoasă. Omul acesta, de la convertirea lui, a fost hăruit de Dumnezeu cu multe daruri și unul din darurile lui era dar de profeție. Pentru cei care sunteți mai puțin inițiați în cuvântul Sfintelor Scripturi, darul acesta este un dar pe care Dumnezeu l-a folosit din vechime, chiar și în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu s-a revelat omului și până în ziua de astăzi, darul profeției este prezent în biserică, în rândul credincioșilor. Ei, omul acesta a fost înzestrat cu darul acesta și prin profeție, prin acest dar, Dumnezeu a comunicat care e nevoie de el în Chicago. L-a trimis în orașul Chicago, un oraș mare, așa cum dumneavoastră, chiar dacă n-ați fost acolo, bănuiți, o metropolă de peste 11 milioane de locuitori, cu o misiune precisă. Să meargă peste tot, să-i găsească pe cei mai oropsiți oameni din categoria populației hispanice. Omul acesta a ascultat chemarea și a venit în Chicago și a lucrat neobosit cu puterea lui Dumnezeu, dându-se pe el însuși lui Dumnezeu, astfel că într-un timp de câțiva ani a putut să pună împreună 7 biserici din oameni găsiți din toate sectoarele, din toate păturile sociale din orașul Chicago, oameni din categoria asta, hispanice. Și în căutarea lui de fiecare zi, într-una din zile îmi povestea că s-a întâlnit într-un parc cu un cerșetor, cu un homeless. Omul acela, nespălat și nemâncat de multă vreme, i-a cerut un dolar. Și pastorul nostru, Ezel, s-a gândit, de ce să-i dau numai un dolar când pot să-i dau o masă caldă? Și l-a invitat cu el să mănânce la un restaurant. Nu s-a rușinat să-l ia pe acest cerșetor, modest îmbrăcat și rău mirositor, să-l ducă într-un restaurant. Dar în drum spre restaurant și-a adus aminte că unul din membrii unei biserici înființate de el îi făcuse de câteva ori invitație pe care i-o repeta de fiecare dată când îl întâlnea, o invitație la masă, în familie. Și atunci când era cu cerșetorul ăsta, a decis să-l sune pe omul ăla și să-i spună că vrea să onoreze invitația chiar în acea seară. L-a sunat și omul s-a arătat foarte interesat să primească vizita lor, ospitalier, și a zis, vino. Dar pastorul a zis, dar sunt cu un prieten. Nu contează, vino cu prietenul. Așa că au mers și au bătut la ușă. Îmi dau seama de uimirea și de nedumerirea, să nu spun poate indignarea celui care a deschis ușa văzându-l pe pastor cu un asemenea om. Dar a vrut să nu cadă la examen și i-a invitat înăuntru pe amândoi.
Mai mult, oferindu-i acestui biet om baia și un rând de haine curate, ca să se poată să stea împreună la masa de seară. Au avut o cină frumoasă ca în familie, cum omul acela n-a avusese probabil niciodată până atunci. Timp de câteva ore, povestea pastorul nostru, au mâncat și a putut să vestească Evanghelia, a putut să îl propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea și în toată bunătatea Lui. Spunea el că simțea mângâierea Duhului la fiecare vorbă pe care o scotea din gură și știa că nu este numai pentru el, pentru acel biet sărman, homeless, ci este pentru el, în primul rând, pentru cel care vorbea. Simțea cum Domnul Iisus Hristos îl îmbrățișează pe el împreună cu acel om și cu familia care îi găzduia în acea seară. După câteva ore, omul acela, auzind de dorința Domnului Iisus Hristos de a-l mântui și auzind că calea prin care poate să realizeze este botezul, a cerut să fie botezat. Păstorul i-a sugerat să aștepte duminica, pentru că ar fi vrut ca bucuria să fie și a celor din biserică. Dar omul ăsta a insistat, nu, acum, aici. Au hotărât să meargă să-l boteze în baia lor, acolo. Au umplut vana și l-au botezat în casa lor. După care s-au bucurat mai departe un timp și l-au invitat pe acest biet cerșetor să rămână în casa lor și peste noapte. I-au dat o cameră, un pat cu așternuturi curate și a spus să doarmă. Dimineața se vor trezi, vor lua micul dejun împreună și pe urmă fiecare va merge la ale lui. Pentru că a doua zi dimineață, bietul cerșetor întârzia să vină, au mers în cameră și l-au mișcat ca să se trezească. Dar omul plecase la cele veșnice. M-a influențat și m-a marcat pentru tot restul vieții întâmplarea asta pe care mi-a povestit-o pastorul Ezel. Și mi-am dat seama, repet, cât de personal, cât de bun, cât de lăuntric, cât de adânc lucrează Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în încercarea de a ne convinge că El este într-adevăr dragoste, așa cum este prezentat în Scripturi, Dumnezeu este dragoste. El este Cel pe care Dumnezeu, Tatăl din Cer, l-a dat pentru noi, spunând, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pe care, oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Și când a zis oricine, oricine înseamnă oricine. În fața lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Drept dovadă mărturia asta pe care mi-a prezentat-o Dumnezeu. Și aș vrea să spun ceva. Chiar dacă eu sau tu, care mă asculți acum, nu te regăsești, nu te asemeni cumva, nu găsești prea multe puncte comune cu bietul cerșetor, vreau să spun că în condiția ta tot un cerșetor ești. Tot un cerșetor am fost. Și nevoia noastră cea mai mare nu poate fi împlinită decât de Dumnezeu. Și asta e dragostea. Numai Dumnezeu ne poate satisface. De aceea, te îndemn acum când asculți mărturiile acestea, să te gândești că ce asculți acum nu sunt invențiile unor oameni sau momentele lor unor trăiri emoționale sau niște amintiri care le depunem aici pentru că avem intenții să provocăm ție niște reacții. Vreau să spun că ești rânduit să le afli. Dumnezeu te-a chemat să asculți mărturiile astea și să spui întrebări. Niște întrebări care s-ar putea să fie cruciale pentru viața ta și pentru mântuirea ta. Ce important este să asculți când Dumnezeu îți vorbește. Vorbesc acum de pastorul Ezel, da? Ce important este că el a reacționat la îndemnul pe care l-a dat Dumnezeu ca să-l iei pe omul ăla de pe stradă, să-l ducă să-i dea o masă, neștiind el că de fapt Dumnezeu îl coordonează, îl conduce să facă un asemenea gest, pentru că Dumnezeu avea un plan să mai mântuiască un suflet. Ce nu știm noi, cei care ne considerăm credincioși, indiferent de denominațiunea din care facem parte, nu știm că în ochii lui Dumnezeu mai importantă este ascultarea decât jertfa.
suntem gata de multe ori să plătim acatiste la biserici, să dăm bani la săraci, să facem tot felul de lucrări, mai mult sau mai puțin costisitoare, material sau din alt punct de vedere a resurselor. Dar ceea ce nu știm este că Dumnezeu apreciază mult mai mult ascultarea. Și ca să poți să le asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii cuplat la frecvența pe care emite El. Și dacă vrei să-L asculți pe Dumnezeu și să știi că tot ce asculți este de la El, trebuie să te cuplezi aici, în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură e vocabularul lui Dumnezeu. Când înveți o limbă străină, prima dată iei contact cu vocabularul acestei limbi. Înveți cuvinte, cuvintele dau propoziții, propozițiile fraze și pe urmă, doi oameni se pot înțelege în limba respectivă. Ca să-L poți înțelege pe Dumnezeu. Trebuie să-i cunoști vocabularul, trebuie să-i cunoști și înveți cuvintele de aici și prin ele o să vezi cum Dumnezeu îți spune, du-te, fă, vino. Exact. Pentru că Dumnezeu comunică cu oameni. Frate Ștefan, ce poți să ne spui în ceea ce privește călăuzirea, coordonarea, ceea ce Dumnezeu face de pe câmpul de misiune, din India, din Peru, din unde am fost împreună? Da, Dumnezeu este pretutindeni. Asta este un avantaj, ca să numesc, o binecuvântare, ca să zic așa, a tuturor oamenilor. Nu, dar cum am mai spus, nu trebuie să înconjori pământul, să merge, unii merg la Medjugorje, pentru că acolo este Dumnezeu, alții merg la Padre Pio, vorbesc în special de zona de unde locuiesc, că acolo este Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei se întorc într-un fel triști, pentru că, și într-adevăr dezamăgiți, pentru că nu l-au întâlnit. De ce? Pentru că n-au conștientizat că Dumnezeu este lângă fiecare dintre noi și bate la ușa inimii noastre, să folosesc expresia asta biblică, și nu așteaptă decât să-i deschidem și restul face El. Știe El ce are de făcut în inimii noastre. De aceea vă spun că cu Dumnezeu, oriunde ești, poți să ai o experiență extraordinară. Fiindcă veni vorba de India, vreau să vorbesc telespectatorilor români în mod special, că noi români avem o mare binecuvântare, că avem harul de a avea scripturile, revelația lui Dumnezeu. Suntem într-un popor cu cultură creștină, nu suntem departe de adevărul de bază pe care Dumnezeu ne l-a revelat. Nu așa și indienii. Indienii sunt un popor care trăiesc într-o cultură cu milioane de zei. Oameni care se închină, cresc într-o închinare la tot ceea ce se învârte în jurul lor. Animal, obiect, corp ceresc. E o tragedie. Efectiv este o tragedie, pentru că relația cu Dumnezeu aduce omul pe verticală. În schimb, relația cu zeii și cu demonii îl conduce pe om în întuneric și în beznă. Este o suferință enormă între popoarele care au o mulțime de zei, cum sunt și indienii. Indienii au nevoie, într-adevăr, de o experiență cu Dumnezeu și cel mai bine o văd în contactul lor cu creștinii. Și, într-adevăr, în India, experiențele cu Dumnezeu sunt frecvente. Sunt frecvente pentru că ei au nevoie de ceva palpabil. De ce nu l-ar accepta ei? De ce să nu-L pună pe Hristos, cum este conceptul lor, alături de toți zeii care i-au? Ei au și chiar cultura vedilor și a religiei hinduse, încorporează în sânul ei toate religiile lumii. Ei așa se declară. Îl iau și pe Hristos, îl pun împreună cu toți zeilor, așa, și se închină și la El. Că să nu se supere nimeni. Diferența, clar, diferența este când tu îi spui, nu, Hristos vrea exclusivitate în închinare, exact. Că este singurul Dumnezeu adevărat. Când îi spui lucrul ăsta, El rămâne blocat și spune, nu, de ce pretinde acest Iisus al vostru închinare specială? Și atunci tu îi spui, pentru că este singurul Dumnezeu prezent în viața ta, care acționează. Și cum se vede cel mai bine? Când prin trup.
prezența a Lui, printr-un minune a Lui, printr-un intervenție a Lui. Și noi am întâlnit în multe cazuri de genul acesta intervenția Lui Dumnezeu, inclusiv exorcizarea, scoaterea de demoni din oameni cu puterea Lui Hristos, și atunci oamenii au acceptat pe Hristos. Sau vindecări supranaturale. Malaria este o boală întâlnită des în zona tribală unde noi lucrăm, și în urma rugăciunilor, a chemării Lui Dumnezeu să intervină în viețile acestor oameni, am trăit experiențele acestea a vindecărilor instantanee pe care le face Dumnezeu. Sunt experiențe care le avem. Nu mai spun, în toată lucrarea care avem noi cu orfelinatul copiilor din Orissa, din statul indian, unde au fost mari persecuții în 2008-2009, împotriva creștinilor, Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a trimis de fapt acolo să facem lucrarea de adunare a copiilor și de ajutorarea lor printr-un orfelinat. Vreau să vă spun că am trăit experiențe de pentru mine, vă spun cinstit, nu sunt atât de... pentru că sunt normale. Exact. În viața unui creștin sunt normale. Exact. Dumnezeu se implică. Deci se implică. Exact. Eu când aud că trebuie să vorbesc despre experiențe care par pentru un wow, mi se pare ciudat. O viață trăită cu Dumnezeu este... este experiență continuă cu Dumnezeu. Exact. Te rogi și Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Asta nu e minune, e ceva trăit efectiv zi de zi. Nu? Eu vă spun un lucru simplu. Eram cu copii, aveam nevoie de un puț acolo, pentru că era mare problemă cu apa, și în special în India. Nu vreau să jignesc poporul indian, sunt și oameni foarte faini, dar în zona respective igiena lasă de dorit. Lasă de dorit. Și era nevoie să construim la orfelinat un puț pentru apă, mai larg și mai adânc. Și avem nevoie de 5.000 de euro. Am făcut toate calculele care trebuie să făcute, 5.000 de euro pentru a crea acest puț cum trebuie. Și se uitau la mine copiii, se uita responsabilul. Ce facem? Zic, oameni buni, eu n-am niciun ban. Efectiv, misionare sunt cei mai săraci oameni. Dar îmbogățesc pe mulți, cum exact. Spune Scriptura, exact. Să zicem așa, exact. că nu l-au, ei n-au bani, dar l-au pe Domnul. Exact. Dar nu numai misionari, hai să fim cinstiți, toți creștinii, exact. Veritabil, da. L-au pe Domnul. Da. Ei, dar vorbim despre aspectul ăsta. Și eu spus, și ce facem? Păi cum ce facem? Mergem la bancă. Banca cerească, bineînțeles, nu o bancă indiană. La rugăciune. Așa. Ne rugăm Domnului. El are toți banii din lume. E sigur. Că e ce? Până la urmă, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Așa spune Scriptura. Ei, și ne-am rugat. Copiii, ce frumusețe să vezi pe copii rugându-se lui Dumnezeu și împreună cu toți. Vă spun, a doua zi primesc un telefon din Italia, din nordul Italiei. Azi noapte, mi-a spus persoana respectivă, m-a trezit un înger. Nu vă spun ce mi-a spus. M-a trezit un înger și mi-a spus, ia 5.000 de euro și trimite la Caraman în India pentru că au de făcut ceva. Nu mi-a spus ce. Și am spus, da, avem de făcut o fântână. Slăvit să fie Domnul. A doua zi. Extraordinar. Deci asta, dar câte astea nu avem? Sigur. Pentru că sunt normale în viața unui creștin. De aceea vreau să vă spun un lucru. Evident, Dumnezeu le face. Nu îl condiționăm noi pe Tatăl nostru ce are de făcut. Dar ascultarea de El, căutarea Lui, dragostea noastră de Dumnezeu este un motor, dar este un izvor de experiențe cu Dumnezeu. Da, hai să vă împărtășesc și o lucrare trăită așa recent, anul acesta. Am fost în vizită în Canada și acolo am stat o perioadă relativ scurtă, 3 săptămâni. Am slujit la biserica din Windsor și la plecare, ultima duminică când am stat și am slujit acolo, după ce s-a terminat slujba, în urma predicii și s-a încheiat, a venit un om al lui Dumnezeu de acolo și a zis, frate de Tedan, zice, Dumnezeu mi-a spus să-ți spun ceva. Zi, frate. Și a început să-mi spună. Dumnezeu a zis așa, călătoria care o vei face spre România va fi sub privirile mele. Nu se va întâmpla absolut nimic. Te voi păzi eu pe tine și soția ta. Vei ajunge cu bine în România. Când vei ajunge în România, am pregătit pentru voi un coș
plin de bucurii și binecuvântări. Amin. Zic, frate, asemenea lucrări să tot ai, nu? Să-ți spună Dumnezeu că te păzește, că e cu tine pe drum și nu ți se întâmplă nimic și că în România te așteaptă binecuvântări și bucurii. Ok, bun. Plecăm din Canada. Zborul a fost, slavă Domnului, fără niciun incident, fără nicio emoție, tot a fost foarte bine. Am ajuns la Budapesta, a venit băiatul după noi, ne-a adus acasă, am ajuns acasă. Frații din Canada, foarte curioși, au zis, măi, ce, cum domnul să o pregăti? Da, păi, și acum m-au sunat și au zis, nu, s-a împlinit lucrarea, zice, ți-o fac, ce coș de binecuvântări ți-o pregăti domnul când ai ajuns în România? Zic, mă, oameni buni, până acum s-a împlinit că Dumnezeu ne-a păzit și am ajuns cu bine acasă. Dar acum aștept și eu că nu știu ce coș, nu știu. Asta a fost seara când am ajuns, m-a sunat. A doua zi dimineață, nu, a doua zi seara, mă sună o persoană din Norvegia. Și a zis, frate, n-am putea să ne întâlnim. Zic, auzi, n-am putea să ne întâlnim mâine dimineață. Zic, uite, acum sunt un pic obosit. Și, ba da, zice, mâine la ora 10 ne întâlnim să bem o cafea? Da. Ne-am întâlnit a doua zi la ora 10, am mers la... Și am servit o cafea, am povestit cu respectivul din Norvegia. După ce terminăm toată discuția, eu am zis că am terminat discuția ce am avut-o, aveam probleme, trebuia să mă duc până la televiziune, să mă întâlnesc cu domnul Cornel de la televiziune și zic că trebuie să mă duc să mă întâlnesc. Dar zice, auzi, după ce termin de la televiziune, nu pot să mă sun, să ne mai întâlnim odată? Mă zic, ce mai vrea omul ăsta? Că ne-am întâlnit, am discutat. Și după ce ies de la televiziune, îl sun și zic, uite, am ieșit de la televiziune, dacă putem să ne întâlnim? Și el zice, a, da, zice, știți ce vă rog? Eu sunt în Bila, atunci era Bila, marketul Bila, zice, eu sunt în Bila. Veniți, vă rog, și luați un coș și intrați în Bila, că eu vă aștept, sunt și eu aici. Și am intrat în magazinul Bila cu un cărucior din ăla. A început, el mai avea un cărucior, a început să pun în căruciorul lui, în căruciorul meu, în căruciorul lui, în căruciorul meu. O umplut amândouă cărucioarele așa plin. Mă zic, nu știu. Ce vrea, poate vrea să ducă la cineva, nu mi-a zis nimic, nu mi-a zis nimic. După ce ajungem la casă, el plătește tot și îmi zice, punem separat, ce e în coșul dumneavoastră punem separat, ce e în coșul meu punem separat și în mașină punem separat. În mașină am pus din coșul meu un portbagaj, iar ce a avut el l-am pus între scaune. Și am plecat, zice, vă rog să veniți cu mine, să mergem până la Peco. Și zic, da, de ce? Zice, vreau să vă fac un plin de motorină. Și după aia să mă duceți până la o familie. Ce este aici este pentru familia respectivă, iar ce e în portbagaje pentru dumneavoastră. Și am spus, ascultă. Dar zic, da, de ce faceți asta? Eu am venit din Canada. De ce faceți asta? Știți ce mi-a zis? Dumnezeu mi-a zis să fac asta. Dumnezeu mi-a zis să fac asta. Și atunci când m-au sunat cei din Canada și m-au întrebat, nu, s-a împlinit ce ți-a spus Dumnezeu în Canada? S-a împlinit cu exactitate. Și interesant, Dumnezeu îmi vorbește mie în Canada că o să ajungă în România și din Norvegia pune Dumnezeu în mișcare un om să vină în România. Ce? Să-și împlinească cuvântul lui. Căci Dumnezeu ceea ce spune împlinește. Toată slava aia Domnului, nu avem niciun merit, mă smeresc înaintea Domnului, nu am niciun merit. Doar vreau să scot în evidență, căci Dumnezeu vorbește și astăzi la modul concret. Cum să nu slujești în asemenea Dumnezeu care se implică personal, așa cum spunea fratele Ionel? Aș avea o mărturie, dacă nu știu, timpul ne mai permite, să subliniez sau să sprijin afirmațiile pe care le-ați făcut cu privire la modul cum vorbește Dumnezeu. Multă vreme, și când spun multă vreme, gândesc la câțiva ani după întoarcerea mea la Dumnezeu,
Îi auzeam pe frații din biserică spunând, mi-a vorbit Domnul, mi-a vorbit Domnul. Și credeam că exagerează. Dumnezeu, știam că Dumnezeu este sus în cer, Dumnezeu este spirit, Dumnezeu este duh, iar noi suntem oameni din carne și mă gândeam cum i-a vorbit lui Domnul sau ei. Într-o zi, frații care au mers din biserica noastră în Peru, înaintea noastră, și amândoi îl știți pe pastorul Cornel Iancici de la Biserica Philadelphia din Chicago, m-a invitat ca anul viitor să merg cu ei spunându-mi că locuitorii din jungla amazoniană din Peru au o religie la care ei nu au acces. Și s-au gândit că singurul care ar putea să se potrivească religiei pe care o au ei, ca să-i determine pe acești oameni să vină să asculte Evanghelia, sunt eu. Am fost uimit când l-am auzit spunând asta și am zis, de ce? Zice Ionel, aia n-au altă distracție decât fotbalul. Aia tot joacă fotbal. Și când ei joacă fotbal, bat minge acolo pe malul râului, pe peticola de iarbă, toată comunitatea e acolo. Când Peru joacă acasă, naționala statului Peru joacă acasă, iau un televizor din ăla vechi, îl alimentează la un generator pe motorină, îl pun într-un copac de mango și toți stau acolo și se uită la meci. Am fost acolo și când eram și am văzut, ne-am dat seama că numai tu poți să faci ceva ca să-i aduni, ca să le propovedem Evanghelia. Promite că vii cu noi anul viitor. Și am zis, da, vin cu voi. Mi-am dat seama că este nevoie de mine, m-am rugat Domnului un an de zile, trebuia să ne plătim singuri transportul, cheltuielile de masă, transport, cazare. Am strâns bani un an de zile, dar în timpul ăsta s-a mai aglomerat programul și în același an a intervenit o nuntă, prima noastră nuntă din familie, fratele meu și căsătorea fata. Două probleme pe care trebuia să le rezolv din punct de vedere al sănătății, două operații. Ne putem să le fac în Statele Unite, unde erau prețuri de cost mai mari, am hotărât să le fac în România. Și când a trebuit să fac calculele, nu ieșeau banii, nu erau toți. Și am început să dau înapoi. Am zis, la care trebuie să renunț? La nuntă nu puteam, pentru că nu puteam să-i spun lui fratele meu, mi-a vorbit Dumnezeu. Trebuie să merg în Peru, în junglă. Nu pot veni la nunta noastră, la familia noastră. Nu m-ar fi crezut niciodată. Și probabil că s-ar fi produs o ruptură mare în familie între noi. Suntem doar doi frați. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, fă ceva, pentru că uite cum e problema. Sănătatea e precară. Am zis, ok, o mai las pe asta. Nu știu cât. Doctorii îmi spuseseră că piatra de la fiere era pericolul să plece pe canal și putea să ajungem la complicații. Așa că până în ziua când trebuia să dăm banii pentru biletele din Peru, eu nu aveam toți banii. Și în ziua aceea, când pastorul m-a sunat pentru ca să ne întâlnim, să-i dau banii, am spus, știi, de fapt eu nu am bani pentru asta și uite care sunt problemele mele. M-a înțeles și mi-a zis, nu-i nimic. Asta e, înțeleg, poate anul viitor. Am mărturisesc că în zilele următoare am fost foarte tulburat. Aveam un sentiment de vinovăție care mă apăsa. Îmi pierise toată liniștea. Mă simțeam vinovat că Dumnezeu, care mă binecuvântează așa de mult și mă scăpase de multe ori din încercări mai mari, trebuia să stea acum în linia de așteptare. Și mi-amintesc că eram într-o benzinărie în statul Wisconsin, cu pompa în mână, alimentând mașina. Moment în care aud, în mintea mea, așa că vorbim despre cum vorbește Dumnezeu, foarte clar, cuvintele acestea, du-te cu puterea pe care o ai. Începusem să studiez Scriptura, deja absolvisem între timp Institutul Teologic. Știam ce vorbește Dumnezeu, dar nu înțelegeam ce spune. Du-te cu puterea care o ai. Și se repeta la intervale de timp, du-te cu puterea care o ai. În cursul unei zile de luni am hotărât să mă rog și luni seara să-i cer Domnului să-mi vorbească în biserică la rugăciune. Era un timp de rugăciune în biserica noastră și m-am dus special la timpul ăla de rugăciune. Am ajuns acolo și am zis, în timp de o oră și jumătate cât biserica va fi acolo, aș vrea să înțeleg din lorile de cuvânt
dintr-o intervenție a unui profet, din orice, să înțeleg ce îmi spune Dumnezeu și nu s-a întâmplat nimic. Cu 10 minute înainte de a se termina timpul de rugăciune, un pastor invitat din statul Missouri, din orașul St. Louis, este invitat la microfon, se duce în față la microfon, să dea un îndemn la ultima rugăciune, se duce în față, deschide Scriptura și citește de unde vă citesc eu acum. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Pastorul, pentru că știa foarte bine versetul ăsta, nu mai citea din Scriptură. Ținea Scriptura și se uita la mine. Nu pot să vă spun, să vă redau exact starea în care am fost atunci. Fierbinte, rece, parcă erau toate peste mine, mi se ridicase părul pe mine. Atât de profundă a fost cercetarea pe care, când am spus imediat după ce s-a terminat rugăciunea pastorului, am schimbat decizia. Ia banii de aici, pentru că merg cu tine în Peru. Dar cum? Și am spus. Ce m-a determinat să-mi schimb decizia? Știți ce s-a întâmplat? Că Dumnezeu e întotdeauna neuimește și trimite, vorbeam înainte de ce este normal și ce e anormal. Noi, de multe ori, până când să ne întâlnim cu Dumnezeu, avem un an, un normal anormal. Exact. Da. Normal este numai să experimentezi lucrurile astea. Astea sunt normalitățile lui Dumnezeu. În 2 săptămâni, compania mi-a dat atât de lucru, cum nu-mi dăduse niciodată și mai mult. Din biserică, frați și familie, aflând că am decis să merg în lucrare, să merg în misiune în Amazon, am început să primesc plicuri cu bani. 400, 500, 800, 200. Și am avut bani mai mulți decât îmi trebuiau și pentru Peru, și pentru nuntă, și pentru cele 2 operații. Pentru că așa vorbește Domnul. Păi e important, dacă Dumnezeu te trimite, el și poartă de grijă. Păi cum? Te trimite fără bani? Da. Deci sunt atâtea lucruri care doar să asculți, să fii gata să asculți, pentru că asta e foarte important. Ești gata să asculți, Domnul te trimite și nu vezi nicio cale de rezolvare. Dar dacă ești gata să asculți, Dumnezeu găsește și modalitatea de a rezolva. Interesant, spuneați te trimite fără bani, te trimite fără bani, dar vine cu tine. Asta e secretul în toate lucrurile. Da. Vine cu tine. Și când e prezent el, e tot prezent. Sigur, nu se duce lipsa. Nu se duce lipsa. Dumnezeu binecuvintează. Decât, sigur, să nu fim chiar așa, să credem că, ok, totul este roz. Totul este roz. Nu, Dumnezeu ne și probează pentru a ne vedea credincioșii. Exact. Se vede. El se revelează, trăim experiențe cu el, dar câteodată tace. Să vadă ce să face. Să vadă cât de credincioși rămânem lui. Exact. Și eu cred că asta este important de conștientizat. De fapt, ce nu înțelegem noi, cei ce ne numim singuri credincioși, nu înțelegem sau nu conștientizăm destul de bine ce înseamnă credința cu adevărat. Cei mai mulți avem impresia că e un set de învățături, de dogme, și nu e așa. Credința este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că este. Zice că e o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, ba chiar nedăjduite. Aia este credința care onorează pe Dumnezeu. Atunci când nu ai nimic, când nu se vede absolut nimic din ceea ce trebuie, tu te încăpățânezi să crezi că Dumnezeu căruia te rogi și căruia îi slujești are puterea, are resursele să-ți împlinească nevoile și să-ți poarte de grijă. Da. Merită Dumnezeul nostru pe care îl slujim, cu care trăim plenar, să fie onorat. Să fie slăvit, să fie glorificat. Acest Dumnezeu îl propovăduim și le spunem și oamenilor să-L caute pe Dumnezeu, pe Dumnezeul adevărat. Nu rămânem doar la o religie, doar la ceva superficial, trăire intensă. Te pui pe genunchi și îl rogi pe Dumnezeu să-ți rezolve o anumită problemă. Și Dumnezeu se implică la modul concret. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Acum, exact cum spuneai, sunt momente în care Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Și poate bine face Dumnezeu că nu ne ascultă anumite rugăciuni. Clar. Da. Și atunci înțelegem că dacă Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea, înseamnă că El are un alt plan. Și poate că planul Lui, nu poate, sigur, planul Lui este mai bun decât credem noi. Așa de atâtea ori s-au întâmplat lucrurile astea.
Și nu ne-am dat seama decât după ce Dumnezeu ne-a descoperit o altă față și am înțeles mai mult planul lui Dumnezeu de lucrare. De fapt, ca să înțelegem care este planul lui, avem nevoie de o schimbare. Și schimbarea trebuie să fie a minții. Mintea noastră a oamenilor este teritoriul râvnit de cele două forțe, deci de Dumnezeu și de cel rău. Și schimbarea minții noastre, Biblia o numește pocăință. Când am ajuns să înțeleg ce înseamnă pocăința și că fără ea niciun om nu va putea trece de judecata lui Dumnezeu și să aibă favoarea lui Dumnezeu și să intre în rai și să nu meargă în iad, am experimentat cea mai groaznică trăire pe care am avut-o. M-am îngrozit de ceea ce urma să fie eternitatea mea. Și am zis, nu se poate. Numai pocăiții să aibă parte de viață veșnică, de raiul lui Dumnezeu și ceilalți toți care sunt creștini. Și eu, care am crescut totuși într-o familie de oameni creștini, temători de Dumnezeu, cu o mamă credincioasă, într-o familie în care au fost preoți, în care bunicii au fost diaconi și slujitori în biserică. Nu se poate. Până când n-am ajuns să văd că și în Biblia ortodoxă, și în Biblia protestantă, în orice Biblie de pe fața Pământului, în orice traducere, e scris versetul ăsta. Și cei care vreți să credeți și vă îndemn să credeți Scripturile, ați putea să mă verificați. Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 30. Spune așa. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită pentru faptul că l-a înviat din morți, adică Domnul Iisus Hristos. Când am văzut lucrul ăla, mi-am dat seama că religia mea, dreapta credință, așa cum o numește Biserica Ortodoxă, nu e de ajuns. E nevoie de o schimbare a minții. E nevoie de a vedea că Dumnezeu nu o să mântuiască oamenii după standardele lor, ci după standardul Lui, al Sfințenii. Slavă Domnului! Eu nu știam că ai să citești de acolo, dragă Ionel, dar am deschis aici un cuvânt atât de drag. Mie mi-este drag cuvântul ăsta pe care îl spune Domnul Iisus unui grup de oameni. Și zice așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi sta cu el la masă și el cu el. Eu mustru și pedepsesc pe cei care iubesc. Fii dar plin de râvnă, scrie aici, și pocăiește-te. Într-adevăr, singura cale de a îl cunoaște pe Dumnezeu, de a-ți dezvolta relația cu Dumnezeu, este pocăință. Asta ține de noi. Asta este poruncă. Dacă n-ar fi poruncă, înseamnă că n-ar ține de noi, că Dumnezeu nu este absurd să-mi ceară ceva ce nu pot. Deci El îmi spune, tu pocăiește-te. Și prezența Lui este cea care... Asta e partea ce trebuie să o facă omul. Pocăința, să recunoască că e păcătos. Nu știu, noi românii facem alergii la cuvântul ăsta. Pe mine asta mă doare cel mai mult. Facem alergii la cuvântul pocăință. Când auzi de pocăință, parcă auzi de nu știu ce. Dar este singura care și cea mai dulce, care și cea mai... Păi diavolul de aia vrea să aducă confuzie. Ca să nu ajungă oamenii să cunoască adevărul. Pentru că Domnul Iisus Hristos, El nu forțează. El îndeamnă, cheamă oamenii la pocăință. Îi cheamă la Dumnezeu. Să vină, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Sunt atâția oameni tulburați și n-au odihnă. Își iau pastile să poată dormi noaptea. Dar ei nu vin la Hristos. Hristos le dă odihnă, le dă pace, le dă liniște. Și fără pastile. Pentru că încrederea pe care ți-o dă Dumnezeu atunci când îl cunoști pe El, îți dă pace și liniște. Pui capul liniștit
Și nu ți-e frică de nimic, pentru că tu ești în mâna lui Dumnezeu. Mâna Dumnezeului celui atotputernic, care e veșnic și toată puterea este a lui. Exact. Mai nou acum, pentru a avea pace, se apelează la psihologi foarte mult pentru a rezolva anumite probleme sufletești și stări care rând sau ce știu eu. Când de fapt cel mai bun medic care ne rezolvă toate problemele astea este prezența Duhului lui Dumnezeu în noi. Este extraordinar. Dragii mei, sunt multe lucruri care am mai putea să discutăm. Lucrarea lui Dumnezeu este vastă, este extraordinar de interesantă. Felul cum Dumnezeu lucrează, circumstanțele în care El intervine, e frumusețea lucrării lui Dumnezeu, pe care nu putem noi să o dezbatem într-o singură emisiune. Cred că vom face în veșnicie. Atunci, când cred că vom avea timp acolo să discutăm despre felul cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Să nu ne mai săturăm de frumusețile Lui. Da. Oricum, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți la emisiunea Mesaj pentru Suflet, să putem împărtăși aceste experiențe deosebite cu Dumnezeu pe care le-ați trăit, pe care le-ați cunoscut, pe care vi le-au împărtășit și alții și pe care în mod special le-ați trăit. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Vă mai așteptăm cu mare drag să putem să mai discutăm lucrurile lui Dumnezeu pentru încurajarea celor care ne ascultă. Sigur că noi trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumim tuturor telespectatorilor care ne urmăriți. Ceea ce vă dorim în contextul acestei emisiuni a experiențelor cu Dumnezeu, vă dorim ca fiecare dintre cei care ne-au urmărit să aveți o experiență personală cu Dumnezeu. Să vi se descopere Dumnezeu la modul personal, să-L iubiți pe Dumnezeu și să trăiți o viață cu El. Ca atunci când El vă va chema și vom pleca de lumea asta, să mergem în împărăția Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Adică acasă. Acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.